tringa tongada. Tringa tringa tongada. Tagina tati 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 tagina tati 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 tagina tati 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 tagina tati tati. Doamnelor și domnilor. În timp ce o să vă sorbiți liniștit cafeaua, nu-i prea dulce? Înseamnă această viață în fața unei foi de hârtie? În disperarea aceea de a găsi cât mai repede niște oameni care să-și amintească, am luat pur și simplu anuarul și cartea de telefon. Cadou de la un cărturar la un cărturar. Cum e cu amintirile astea? Toate jurnalele și săptămânale și cotidiane. A fost una dintre cele mai interesante reviste ale generației mele. Cum ar trebui să existe lumea asta în care să se împace și computerul, fără de care totuși nu se poate, și cărțile, și bibliotecile? Poate omul acum să știe tot despre toate, așa cum știa atunci? Am voie să întreb un călugăr câte ani are? Vine lumea duminică la slujbă. De anii înainte a televiziunii, cu spectacole de muzică și poezie care popularizau muzica, dar mediau și o întâlnire a iubitorilor muzicii cu cei care o răspândeau. În continuare în sălile filarmonice.
cei care nu pot trăi, să zicem, fără Beatles, sunt generații, generația mea și, să spunem, generații cu 10 ani mai mari, care încă jură pe Beatles. Haideți să mergem puțin în urmă, așa, la anii copilăriei, la prima grădină, aceea bunicului. Italiașilor exista și l-ați simțit apoi în timp însoțindu-vă peste tot. Ce este acest suflet unic? De unde vine el? Care sunt, știu eu, păcatele comune? Ce se întâmplă? Un lucru minunat, cred eu. Nu e acesta modul lor de a-l iubi altfel pe Eminescu? A fost o emoție și o onoare pentru mine să fiu aici, alături de foștii mei profesori, alături de studenții mei de la Facultatea de Jurnalistică. Arta comunicării, fără de care un profesor nu poate exista. Poate. Și au rămas, alții au plecat, dar fiecare a avut așa mica lui poveste. Cred în același timp că bucuriile pe care le poți avea această meserie, eu una cel puțin, nu le-aș fi găsit niciodată doar la catedră sau acolo între cărți. Eu cred că am simțit de fiecare dată, bucurându-ne pentru un coleg, a fost așa o bucurie care nu putea să fie deplină, pentru că eu nu eram aici, dar eram mândră. Uite ce se întâmplă la noi acasă. Televiziunea se vede tot la fel. Normal ar fi să taci, pentru că orice cuvinte ai găsi, ele nu pot să exprime nici ceea ce simți și nici să fie la, știu, undeva pe aproape de ceea ce ai auzit. Ați numărat vreodată câte s-au adunat în acești 7 ani? Thank you.
da 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 da